Conform organizatorilor, legea și normele de aplicare stabilesc cadrul legal favorabil educației preșcolare pentru toți copiii din România, dar succesul programului va fi decis de implicarea factorilor locali. Aceștia au subliniat că ceea ce va conta va fi capacitatea echipelor locale de a colabora și de a găsi soluții la problemele punctuale, dar și susținerea instituțiilor județene și naționale. Programul Fiecare copil în grădiniță încurajează prezența la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani prin acordarea unui tichet social pentru grădiniță de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie și este condiționat de prezența zilnică a celor mici la grădiniță. Această lege răspunde obiectivelor cu privire la reducerea abandonului școlar și a sărăciei și inechității sociale ce derivă din strategia Europa 2020, subliniindu-se că în 2014 rata abandonului școlar în România ajunsese la 18,5% și se estimează că în prezent doar unul din trei copii săraci beneficiază de educație timpurie. Acest program național, reglementat prin legea 248/2015, preia mecanismul central al programului pilot Fiecare copil în grădiniță, gândit special pentru zonele rurale extrem de sărace și implementat începând cu anul 2010 de Asociația Ovidiu-Ro, în parteneriat cu Ministerul Educației. Această asociație pune la dispoziție autorităților județene și locale interesate expertiza acumulată în cei peste 5 ani de implementare a programului pilot și cei peste 15 ani de luptă împotriva sărăciei și abandonului școlar cu ajutorul educației.